Tradiții religioase de Paști. Disciplina, religie, cultul ortodox. Clasa a doua. Bine v-am găsit, dragi elevi! Apropierea sărbătorilor de Sfintele Paști ne bucură în fiecare an. Voi participați împreună cu familia la această mare sărbătoare. Foarte bine! Ce așteaptă creștinii cu mare nerăbdare să primească în noaptea de înviere? Lumina Sfântă, așa este, dar mai așteaptă să primească și Sfintele Paști. Ce sunt Sfintele Paști primite de credincioși în noaptea de înviere, din ce sunt făcute, cum se consumă, iată câteva întrebări la care vom răspunde în videoclipul de astăzi, în care vom vorbi despre tradiții religioase de Paști, sfințirea pâinilor pentru Paști. În Sâmbăta Mare, creștinii merg la biserică să primească Sfintele Paști sau anafora. Voi ați primit Sfinte Paști? Foarte bine! Este bine să știți, dragi elevi, că la slujba de înviere, după primirea Sfintei Lumini, are loc cea mai mare tradiție, sfințirea pâinii adusă la altar în dar, cunoscută sub numele de Sfinte Paști. Cum se realizează sfințirea pâinii? Pâinea, pregătită pentru a fi dată credincioșilor de Paști ca sfinte daruri, se sfințește printr-o rugăciune specială și prin stropirea cu apă sfințită după ce în prealabil a fost stropită cu vin roșu. Poate vă întrebați, ce sunt Sfintele Paști? Sfintele Paști reprezintă pâinea sfințită și vinul pe care credincioșii le duc acasă. Pâinea sfințită a primit numele de Paști deoarece simbolizează trupul și sângele Domnului. Din ce sunt făcute Sfintele Paști? Sfintele Paști sunt făcute din pâinea adusă de credincioși în dar la Sfântul Altar. Dacă în timpul anului această pâine este cunoscută sub numele de anaforă, în noaptea de înviere anafora a preluat numele sărbătorii respective, adică Paști, ca o mărturie vie, clară și completă a jertfei și învierii Domnului Iisus Hristos. Cum se consumă? Sfintele Paști se consumă cu credință, cu mulțumire și evlavie în noaptea de înviere a Domnului după încheierea Sfintei Liturghii sau în Duminica Învierii, tot după Sfânta Liturghie, înainte de a ne așeza la masa pascală. De asemenea, câte o părticică din aceste Paști se consumă dimineața în toate zilele acestei sărbători și în zilele săptămânii luminate, până la Duminica Tomii, adică prima săptămână după Paști. Ce importanță au Paștile Sfinte pentru creștini? Odată ce consumăm Paștile Sfinte, dăm mărturie că suntem creștini, că suntem vrednici credincioși ai Bisericii, că mărturisim credința noastră în învierea Domnului. Pentru cei care îi urmează Mântuitorului Hristos, Paștile înseamnă trecerea de la o viață trăită în indiferență și ignoranță spirituală la viața în comuniune cu Dumnezeu. Este o sărbătoare plină de bucurie și iertare, curaj și demnitate. Este bine să știți, dragi elevi, căci pâinea sfințită numită Paști, pe care credincioșii o duc acasă, nu ține locul Sfintei Împărtășanii, ci este modul de a păstra apropiată relația omului cu Dumnezeu, o
pregătire a omului pentru împărtășirea cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Să reținem. Tradițiile religioase sporesc bucuria sărbătorilor în inimile noastre. La slujba de înviere are loc cea mai frumoasă tradiție, sfințirea pâinii aduse în dar la altar. Pâinea sfințită în noaptea învierii este cunoscută sub numele de Paști. Pâinea sfințită, numită Paști, nu ține locul Sfintei Împărtășanii. Ne jucăm și învățăm. Este pâinea cea sfințită, de preot este oferită, la înviere e primită, ce este? Foarte bine, Paștile! Depus la suflet. De câte ori veți mânca această pâine și veți bea acest pahar, moartea Domnului vestiți până când va veni. Webografia imaginilor.